am fost selectat în cadrul programului Comunitatea mea încă în 2019. Programul la care am beneficiat de o multitudine de lucruri frumoase, de instruiri, de facilitări, dar cel mai important lucru care l-am realizat în cadrul acestui program a fost reabilitarea unei porțiuni de drum. De una din cele mai dificile porțiuni sau străzi din satul Colebaș, porțiunea de străzi care urma să fie reabilitată a fost selectată de cetățeni și peste 60% au votat pentru reabilitarea străzii Caișilor. Grație suportului programului Comunitatea mea, partenerilor noștri USAID și AREX, am reușit să ajungem astăzi la o zi frumoasă, o zi de totalizare. USAID was very proud to support Colebaș Village, and because the community was so active, because the mayor was so focused and his team were so enthusiastic, they were able to make a strong case for funding this priority project, and USAID is so proud to be part of it. Niciodată n-am gândit așa ceva ca să ne fac. Cu încetul, cu încetul, s-a făcut. Să bineți duminica și frumos pe stradă, vin de alte părți copii, să dau. Pentru școlari, care duc școlarii, vă dați seama că nu era bine. Ne duceam până la trasa bună cu caluș, cum era odată, și până luam papucii buni. Acum chiar cu mașina, venim până în fața porții. Am implicat toți, suntem uniți toți. I think it's really important that we continue to engage with these villages. We're still engaging, still keeping in touch, still providing technical support to help out the town and the people. To make sure that this works, this is sustainable. And we've already opened the program even further across Moldova because people see places like Colebaș and how they have improved their lives and they want to do the same. So the mayor, the citizens, they're all excellent examples of what you can achieve by working together.